Bună dimineața, stimați colegi, bună dimineața tuturor celor care ne privesc la această oră. Eu mă numesc Pietru Macovei, sunt director la Asociația Presei Independente și o să vă prezint acum ultimul raport de monitorizare a presei online în perioada și campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate 2021. Este al patrulea raport, am prezentat anterior alte trei rapoarte odată la 10 luni. Deci acum vorbim despre ultima decadă a acestei campanii electorale, inclusiv ziua alegerilor 11 iulie 2021. Este vorba de un proiect realizat de Asociația Presei Independente în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, finanțat de National Endowment for Democracy din Statele Unite ale Americii. Așadar, așa cum vă spuneam, este vorba de un proiect de monitorizare a presei online și în cadrul acestui proiect sunt monitorizate 10 portaluri. Au fost monitorizate din data din 1 iunie până la 11 iulie 10 portaluri. Actualități, Agora, Gagauzinfo, KP, Newsmaker, Noi, Realitatea, Sputnik, Timpul și Unimedia. Aceste portaluri au fost selectate urmare a documentării din sondajele de opinii publice, dar și urmare a unor discuții în focus grupuri cu cetățenii privind sursele lor de informare. Sunt portaluri în limba română și în limba rusă și geografic ele sunt acoperite, inclusiv regiunea găgăuză. Așadar, în perioada despre care vorbim, repet, 10 iulie până la alegeri, pentru că ziua propriu-zisă a alegerilor a fost monitorizată separat, deci în perioada 1-10 iulie aceste 10 portaluri au publicat împreună 1175 de materiale în 10 zile, un număr destul de mare de materiale, mai mare decât în perioadele precedente de monitorizare. Majoritatea acestor materiale au fost știri, după cum vedeți din acest grafic, 1128 au fost știri, ceea ce reprezintă 96% din totalul materialelor. Au mai fost și alte genuri de presă, cum ar fi comentarii, editoriale, opinii, interviuri cu candidați, dezbateri electorale și un sondaj de tip Vox Populi. Dacă să facem un top al celor mai active portaluri care au reflectat campania electorală, el ar arăta în felul următor. Realitatea, pe locul întâi cu 222 de materiale în această perioadă. În continuare urmează în descreștere Noi Media, Actualități, Unimedia, Agora, KP, Newsmaker, Timpul, Sputnik și pe ultimul loc este portalul regional Gagauzinfo cu doar 7 materiale care au vizat alegerile în ultima decadă a campaniei electorale. Totodată, Realitatea a publicat cele mai multe știri cu caracter electoral, KP.media cele mai multe comentarii, Agora a publicat cele mai multe interviuri, iar Newsmaker cele mai multe dezbateri cu participarea concurenților electorale. Dacă să ne referim la tematica materialelor care au fost abordate în context electoral, trebuie să remarcăm că cea mai mare parte a acestor materiale au vizat domeniul politic, bineînțeles, în context electoral, care a fost abordat, dacă vedeți aceste coloane, de peste 6 ori mai des decât următoarea temă clasată, procesul electoral. În proporții și mai mici, produsele media au vizat corupția și crima, problemele sociale, problematica transnistreană, relațiile externe și așa mai departe. Mergem în continuare cu prezentarea noastră. Protagoniștii, adică cei despre care s-a scris în ultima decadă a campaniei electorale, este vorba de 42 de categorii de protagoniști și protagoniste, inclusiv toți cei 23 de concurenți electorali au apărut ca protagoniști în această perioadă, doar că în acest grafic pe care îl vedeți acum pe ecran sunt prezentate primii 10 protagoniști și o să vedeți că pe locul întâi este situat Bexu cu 372 de apariții, adică de 372 de ori s-a scris despre Bex, urmat de PAS cu 305 și PSRM 217, AUR, Cetățenii ca și protagoniști ai articolelor în context electoral, Președinția
și așa mai departe. Vă atrag atenția că ar trebui să sumăm, de fapt, numărul de cazuri când protagoniștii au fost BEX-ul cu numărul de cazuri când protagoniștii au fost sub-ex din PSRM, la fel cum ar trebui să sumăm PAS și cu președinția, pentru a avea un tablou mai clar al situației privind protagoniștii. În ceea ce privește sursele de informare pentru aceste materiale, trebuie să remarcăm că au fost 43 de categorii de surse, în total au fost citate 1422 de surse la 1175 de materiale. Dacă o să comparați aceste cifre, o să vă dați seama că am avut și materiale jurnalistice care în general n-au avut surse. Ei bine, în ceea ce privește sursele, trebuie să remarcăm că instituțiile mass media au continuat și au fost pe toată perioada electorală cea mai citată sursă. Deci portalurile preferă să citeze alte surse media decât să se documenteze de sine stătător asupra materialelor. Remarc, concluzia este una generală pentru toate cele 10 portaluri. Nu ar fi poate bine să generalizăm. Unele portaluri s-au poziționat foarte bine după numărul de surse, altele din potrivă. Dar, în general, situația este următoarea. Mass media este cea mai citată sursă, urmată de PSRM și BEX, locurile 2 și 3, după cum vedeți. Și aici o să observați o discrepanță. Pe de o parte, reprezentanții Partidului Acțiunii și Solidaritate, după cum am văzut din precedentul grafic, au fost vizați foarte des în materialele jurnalistice, însă citați au fost mai rar. Și, după cum vedeți în continuare, experți sau specialiști, reprezentanții formațiunii AUR, judecători, procurori, avocați și așa mai departe. În ceea ce privește sursele, a fost monitorizată și genul acestora în situațiile în care au fost specificate, pentru că, după cum vedeți din acest grafic, în 36,5% din cazuri, deci asta este mult mai mult decât o treime din materialele jurnalistice, genul surselor nu este specificat. Atunci când acesta a fost clar, în 53% din cazuri a fost vorba despre bărbați și doar în 9,7% a fost vorba de femei, concluzia ar fi că este o prezentare disproporționată din punct de vedere al genului a surselor de informare în presa online. Acesta este probabil un grafic de interes pentru mulți oameni. Contextul prezentării concurențelor electorale. În total, pe cele 10 portaluri de știri care au fost monitorizate de Asociația Presei Independente, situația arată în felul următor. Avem doar 3 concurenții electorali care au apărut într-un context neutru. Este vorba de Partidul Verde Ecologist, Partidul Patrioții Moldovei și Mișcarea Speranța Nadejda. Ceilalți 20 de concurenți au avut contextualizări neutre mai des, dar și cazuri clare de favorizare și defavorizare în proporții diferite. Și o să vedeți din acest grafic că blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost cel mai des cele mai multe favorizări, 150, dar aproape la fel de multe și defavorizări, prezentarea în context neutru fiind preponderentă. În ceea ce privește PAS, acesta a continuat să fie masiv defavorizat, după cum vedeți, 169 de cazuri de defavorizare versus 17 plasări în context pozitiv, iar plasarea în context neutru este 188. Alți concurenți electorali au fost favorizați și defavorizați, după cum vedeți aici, de exemplu, AUR mai des defavorizat, Partidul Politic Șor a avut mai multe defavorizări, blocul electoral al Renato Usati la fel. Deci se poate vedea foarte clar aceste proporții în graficele pe care le puteți vedea pe ecran. Acum o să fac o trecere revistă pe cât posibil de scurtă a prestației fiecăruia din cele 10 portaluri monitorizate de noi. Începem în ordine alfabetică cu actualități medie. Acest portal a publicat în ultima decadă a campaniei electorale 147 de materiale, fiind majoritatea știri.
Aceste materiale, după cum vedeți din acest grafic, s-au referit preponderent la domeniul politic. Știrile s-au bazat pe reflectarea preponderentă a activității și declarațiilor candidaților BEX și preluarea unor materiale de presă acuzatoare în adresa PAS. Spre sfârșitul perioadei au fost publicate și câteva materiale defavorizante la adresa formațiunii AUR. Este interesant de remarcat că procesul electoral a fost practic ignorat de către actualități.media, în ultima decadă fiind publicat un singur material care vizează organizarea procesului electoral. În ceea ce privește contextul prezentării, trebuie menționat că în ultima decadă a campaniei, acest site, actualități.media, a continuat să mediatizeze concurenții electorali dezechilibrat și absolut tendențios. Din cei 8 concurenți electorali, 3 au apărut doar în contexte neutre, este vorba de Partidul Șor, Democrația Acasă și Pace. Concurentul electoral BEX a fost masiv favorizat și îl vedeți aici, este unicul concurent favorizat, adică mai este și un caz care a vizat Partidul Democrația Acasă, dar Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Însă masiv a fost favorizat BEX de 72 de ori, după cum vedeți în grafic, iar PAS a fost masiv defavorizat de 52 de ori, plus, vedeți, destul de des a fost defavorizată formațiunea AUR. Mergem în continuare la portalul agora.media, care în această perioadă a publicat 113 materiale, inclusiv 104 știri, dar și 7 interviuri. Despre Agora am avut numai lucruri bune de spus în precedentele rapoarte și în ultima perioadă de raport Agora la fel a reflectat echidistant campania electorală pentru alegerile parlamentare. Au fost abordate în special tematica politică, după cum vedeți și aici, de remarcat că de fiecare dată atunci când a reflectat declarațiile unor politicieni, iar în aceste declarații au fost acuzații, a fost oferit dreptul la replică, deci corespunzător materialele au fost echilibrate, nu au existat note tendențioase sau de defavorizare a vreunui concurent. Agora a continuat să publice articole care au promovat și încurajat participarea la votare, un lucru demn de laudă, nu multe portaluri au făcut acest lucru. Redacția a realizat o serie de materiale de prezentare a tuturor concurenților electorali, la compartimentul candidații electorali sub lupă a prezentat parcursul partidilor de la creare și până în prezent, la rubrica pe 11 iulie mă ajuți cu semnul întrebării, a fost publicate o serie de interviuri cu un candidat de la 11, însă aici trebuie să remarcăm că din cei 23 de concurenți electorali care s-au înscris în cursă, 5 așa și nu au ajuns în studioul Agora, nu este clar de ce, este vorba de BEX, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, PUN, Partidul Democrația Acasă și Partidul Regiunilor. Dacă este să ne referim la contextul prezentării, după cum vedeți, tabloul este aproape ideal, iar Agora a avut cea mai echidistant comportament editorial din toate cele 10 publicații monitorizate de Asociația Presei Independente. Campania a fost reflectată echilibrat, normele deontologice și profesionale au fost respectate, după cum vedeți și din acest grafic, aici nu au încăput toți concurenții electorali, dar vă asigurăm că 22 din 23 de concurenții electorali care au fost vizați de Agora în ultima perioadă au apărut în context exclusiv neutru și doar BEX a fost plasat de 3 ori în contexte mai curând defavorizante. Continuăm cu Gagauzinfo în ordine alfabetică. Gagauzinfo.media de la Comrat, după cum v-am spus la toate conferințele noastre de presă, o apatie generală a acestui site în raport cu campania electorală la nivel național și în ultima decadă au fost publicate timp de 10 zile doar 7 materiale, inclusiv 6 au fost știri, domeniile au fost politic. Această publicație, după cum vă spuneam, a ignorat totalmente campania. În unele zile, știrile în general au lipsit cu desăvârșire.
Contextul prezentării concurenților electorali arată, după cum vedeți aici, preponderent neutru, însă PAS a apărut de două ori în context mai curând defavorizant. Bex și blocul Renato Osatăi au fost mediatizate la fel câte o singură dată în context mai degrabă negativ. Kp.media, care este site-ul ziarului Komsomolskaya Pravda, a publicat în această perioadă 112 materiale, inclusiv 10 opinii, celelalte fiind știri, iar în ultima perioadă acest site a continuat promovarea masivă, deschisă a concurentului electoral Bex și defavorizarea clară a PAS și a președintei Maia Sandu, dar și a formațiunii AUR în unele cazuri. Și o să vă dau aici câteva exemple de etichetări, denigrări și tot felul de titluri manipulatorii. De exemplu, в Молдове PAS превратилась в коммерческую фирму, есть тому доказательства. Учителя президента Майи Санду могли хороший человек, cu ghilimele de rigoare, оставить без работы 5800 учителей или закрыть интернаты для сирот. Chiar și în ziua tăcerii, acest site a publicat o știre în care Bex este favorizat, iar reprezentantul AUR, Dorin Chirtoacă, în contextul acelui incident care a fost la sediul Bex, a apărut într-o ipostază defavorizantă. Despre acesta s-a spus că fiecare chișinăuian ar fi vrut să fie în locul lui Odințov, care, vă reamintesc, l-a lovit pe fostul primar de Chișinău, reprezentantul formațiunii AUR. Au mai fost reluate narațiunile frecvente utilizate de acest portal în raport cu formațiunea PAS și cu președinta țării despre finanțarea din afara Moldovei, despre decizia privind numărul de vot în regiunea transnistreană care ar fi fost cumva indusă de către Maia Sandu, despre rezultatele sondajelor au fost prezentate la fel cu manipulări, inclusiv manipulări prin imagini, de exemplu, într-o știre în care s-a menționat că Maia Sandu și Igor Dodon sunt cei mai populari politicieni din Moldova, în fotografie care a însoțit textul a apărut, de fapt, Igor Dodon și Vladimir Voronin, care sunt liderii Bexului. Au fost liderii Bexului în această campanie. Dacă se referim la contextul prezentării, kp.media, în ultima decadă a lunii a perioadei electorale, a continuat, de fapt pe toată perioada a făcut același lucru, să prezinte materiale disproporționate, tendențioase în raport cu concurenții electorali, promovând și favorizând masiv Bex și defavorizând PAS. Din acest grafic vedeți că principala preocupare a acestui portal a fost și în ultima campanie, în ultima perioadă a campaniei electorale, să defavorizeze Partidul Acțiunii și Solidaritate, 46 de contextualizări în context negativ, iar Bex, din potrivă, a avut favorizări 37, mai multe chiar decât prezentări în context neutru. După cum puteți vedea din acest grafic, și formațiunea politică AUR a apărut destul de des în ultima decadă a campaniei electorale într-un context defavorizant. Continuăm cu portalul Newsmaker, care a publicat în perioada de referință 103 materiale, inclusiv 97 de știri și 6 dezbateri electorale. Domeniul politic a fost preponderent abordat în ultima decadă a campaniei, însă subiectele au fost reflectate corect, neutru, declarațiile politicienilor, reacțiile necesare atunci când a fost cazul au fost oferite. Procesul electoral de asemenea a fost abordat, însă mult mai puțin decât tematica politică în general. Trebuie să remarcăm că Newsmaker a realizat articole bine documentate, care a avut multe surse. Vă spuneam la început că am avut materiale fără surse în general. Nu este și cazul Newsmaker, care a fost cu multe surse aceste materiale. Redacția a arătat într-un material care dintre concurenții electorali i-au speriat cel mai mult pe alegători, cu exemple concrete de astfel de sperietori electorale, și cred că acest lucru a fost foarte util pentru o alegere conștientă a cetățenilor.
Au fost publicate de asemenea știri în baza dezbaterilor electorale la postul de televiziune ProTV, care sunt organizate de mai multe instituții media, inclusiv de Newsmaker. În ceea ce privește contextul prezentării, din nou vedeți o situație foarte bună. Majoritatea absolută a cazurilor este vorba de prezentarea neutră, adică corectă și echidistantă a concurenților din campania electorală. Nu au fost sesizate tendințe de favorizare sau defavorizare a vreunui concurent electoral. Puținele cazuri de deplasare în context pozitiv sau negativ au reieșit din imaginile video care au fost preluate de pe profilurile de Facebook ale altor concurenți electorali. Noi.media a publicat în această perioadă 150 de materiale, destul de multe, la tema alegerilor. Materialele s-au referit în special la subiecte care țin de domeniile politic și electoral. Discrepanța nu este atât de mare, după cum vedeți, dintre domeniile politic și procesul electoral, cum se întâmplă în cazul altor portaluri. Au fost publicate periodic știri despre activitatea Maia Sandu, deseori ea a fost plasată într-un context mai curând defavorabil, în special atunci când a fost vorba despre anumite declarații ale concurenților electorali. În materialele analitice publicate de Noi.media, autorii chiar au denigrat Partidul Acțiune și Solidaritate și pe unii membri ai acestui partid. În ceea ce privește contextul prezentării concurențelor electorali, 16 dintre ei au fost prezentați în manieră exclusiv neutră, însă alți 5 au avut, pe lângă apariții neutre, și cazuri de favorizare și defavorizare. Cel mai evident lucru ăsta se poate vedea în cazul PAS cu 17 plasări în context defavorizant și BEX cu 11 plasări în context care a favorizat acest concurent electoral. Portalul Realitatea.media în perioada 1-10 iulie a publicat cele mai multe 222 de materiale cu caracter electoral, direct și indirect, aproape toate fiind știri, ca tematică, subiectele politice, procesul electoral, mai puțin, mult mai puțin corupție și crimă, probleme sociale și așa mai departe. Din păcate, redacția și-a permis și multe comentarii părtinitoare, adjective sau chiar să-i persifleze pe unii concurenți electorali atât în titluri cât și în text, în corpul știrilor, de exemplu, Năstase, veșnicul candidat, sau Circ ieftin marca Aur. Au fost publicate un număr destul de mare de știri care a favorizat direct sau indirect partidul Șor. Deci este vorba de știri care, sigur, sunt publicitate electorală, însă nemarcate corespunzător, știri despre activitatea administrației locale din Orhei sau chiar și știri electorale identice cu știrile de pe pagina web a formațiunii. Deci au fost preluate, sigur că este vorba de plată, dar publicitatea nu a fost marcată. Unele materiale de la Șor au fost marcate ca publicitate, însă nici pe departe toate. Dacă să ne referim la contextul prezentării candidaților, vedeți cum arată acest grafic în cazul Realitatea.media. Câțiva dintre concurenții electorali, 3 la număr, au beneficiat doar de contextualizări neutre, însă ceilalți au fost plasați atât în context neutru cât și pozitiv sau negativ. După cum vedeți, Bexul, pe locul întâi, cel mai des a fost defavorizat de 56 de ori, în special în imagini video. Iar PAS a apărut mai des decât alți concurenți în context pozitiv. De asemenea, o să vedeți pe locul 3 partidul politic Șor, care, așa cum am spus, a avut 10 prezentări în context pozitiv preponderent, este vorba de articolele nemarcate, publicitare, dar și prezentări în context negativ. Următorul portal monitorizat de Asociația Presei Independente este Sputnik, care în perioada de raport, ultima decadă a campaniei electorale, a avut 88 de materiale, este vorba de știri în mare parte, s-au referit la procesul politic și la politică în contextul campaniei și procesul electoral. O să vedeți aici cel mai bun raport dintre politic și proces electoral este la acest site.
Multe materiale s-au bazat pe opiniile unor experți care au acuzat-o pe Maia Sandu de implicare directă în campania electorală în favoarea PAS, sugerând totodată că atunci când va ajunge în Parlament, acest partid nu va putea rezolva problemele Republicii Moldova. Frecvent a fost prezentat AUR în context critic, învinuit de destabilizarea și provocarea situației în zona de securitate. Situația cu Dorin Chirtoacă a fost prezentată detaliat. În ziua tăcerii au fost publicate două știri în care indirect erau defavorizate AUR și PAS. Contextul prezentării concurențelor electorale de către Sputnik.media a fost atât neutru cât și pozitiv sau negativ. O să vedeți din acest grafic că AUR și PAS au fost mai des poziționați, plasați în contexte negative, iar BEX a beneficiat de 8 contextualizări favorizante. Publicația Timpul.media a avut 89 de materiale în această perioadă. Ca tematică, majoritatea absolută s-au referit la politic. Timpul a continuat aceeași retorică de susținere masivă, deschisă a concurentului electoral AUR și defavorizare a altor concurenți, în special BEX, Partidul Șor, Blocul Renato Usată și PAS, care au fost prezentați negativ, incapabili să rezolve problemele țării noastre. Majoritatea produselor media au fost, de fapt, chiar dacă ele erau prezentate ca știri, la rubrici de știri, nu au fost altceva decât opinii sau comentarii cu învinuiri și etichetări în adresa concurenților electorali, fără a li se oferi acestora dreptul la replică. Afirmațiile au fost deseori făcute în baza unor presupuneri ale liderului AUR, fără prezentarea unor dovezi și fără argumente cât de cât plauzibile. Deseori, materialele s-au repetat de mai multe ori pe parcursul săptămânii, fiind schimbată data. În unele cazuri, acuzațiile din titlurile știrilor nu s-au regăsit, de fapt, în text. Și în ziua tăcerii a fost publicată o știre în care a fost favorizat indirect concurentul AUR. Contextul prezentării, vedeți aici, Timpul nu a mediatizat, apropo, niciun concurent electoral în mod exclusiv neutru. În același timp, AUR, vedeți din grafic, a continuat să fie promovat deschis și favorizat, iar BEX, defavorizat masiv, 74 de ori, la fel au fost defavorizați și PAS, Blocul Renato Usatăi, Partidul Șor, după cum vedeți din acest grafic. Ultimul portal monitorizat de noi, ultimul în ordine alfabetică, este unimedia.info, care în această perioadă a avut 144 de materiale cu caracter electoral direct sau indirect. Ca și teme preponderente au fost subiectele politice în context electoral. Procesul electoral propriu-zis a fost mult mai rar reflectat în această perioadă. Trebuie să remarcăm că publicația unimedia.info a reflectat campania electorală dezechilibrat, favorizând vizibil blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor și defavorizând, într-o măsură mai mare sau mai mică, Partidul Acțiune și Solidaritate. Toate activitățile de campanie ale BEX-ului, chiar și cele mai neînsemnate, au fost mediatizate de către unimedia.info, depunerea florilor la monumentul lui Ștefan cel Mare, felicitarea lui Igor Dodon adresată poporului belarus cu ocazia zilei naționale, bineînțeles că marșul Iubim Moldova, dezbaterile organizate de BEX la care a fost invitat PAS, dar nu s-a prezentat, la fel au fost prezentat inclusiv cu video, protestul organizat în fața Curții Supreme de Justiție în contextul deciziei Curții de Apel privind secțiile de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului. Cum spuneam, multe știri au fost însoțite de imagini video, declarații ale reprezentanților BEX care au conținut etichetări la adresa PAS și Maia Sandu, de exemplu Jos Coțofana sau PAS, echipa de penali și așa mai departe. Multe materiale s-au referit la marșul organizat de BEX, altercațiile din fața PSRM-ului, AUR fiind catalogat de
provocator sau bolnăjor, cum se, cu trimitere la cei care, care au făcut astfel de declarații, însă bineînțeles că nu a fost situația a fost defavorizantă în raport cu acest concurent electoral. În ultima decadă a campaniei, Unimedia a recurs de mai multe ori la modificarea titlurilor materialelor și a imaginilor care le-au însoțit, favorizând și, și în felul acesta blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor și pe liderii acestuia, Dodon și Voronin. Președinta Sandu, dar și Aur au fost defavorizați constant. Nu în ultimul rând, instituția media a publicat emisiunea lui Igor Dodon în care acesta acuză, învinuiește, critică PAS și pe Maia Sandu. În Ziua Tăcerii a fost publicată o știre despre decizia CSJ comentată de Igor Dodon, dar nu și de alți concurenți electorali. În ceea ce privește contextul prezentării, Unimedia a mediatizat 10 concurenți electorali în această perioadă doar în manieră neutră. Ceilalți 13 au avut, pe lângă contextualizări neutre, și plasări care i-au favorizat sau defavorizat. Cel mai bine acest lucru se vede în cazul PAS, care a fost defavorizat, prezentat în context defavorizant de 15 ori, dar și în cazul AUR, 12 ori, după cum se vede în acest, în acest grafic, și blocul electoral al Renato Usatui, de 10 ori plasări în context defavorizant. Pe de altă parte, BEX a fost plasat pe lângă contextualizările neutre, care sunt cele mai multe. Asta se vede foarte clar de aici. 45 contextualizări neutre, totuși în 13 cazuri acest concurent electoral a fost favorizat, iar în 8 cazuri defavorizat. Și o să vă dau aici și câteva exemple ca să vedeți cum unele portaluri online au ales să reflecte campania electorală. Aici aveți un, avem un print screen de pe kamsamolska.kp.md, Lichvidația Moldova stoie sivo 56 milioane de euro, unicitoși în strană unidorogă. Este vorba de, de așa zisa investigație publicată pe un portal de la Bruxelles, care învinuia că au fost oferite de către Occident 56 de milioane de euro investite în victoria Maia Sandu la aceste alegeri parlamentare. Vedeți și imaginea care este însoțită, este o imagine mai veche, utilizată în alte falsuri care au fost distribuite inclusiv de alte portaluri. Am văzut aceeași imagine pe flux.md, de exemplu. Ea se referă la faptul că, vezi, Doamne, Uniunea Europeană intenționează să lichideze plantațiile de vie din România și Republica Moldova. O să mă refer acum foarte pe scurt la comportamentul publicațiilor monitorizate de noi în ziua alegerilor. Ceea ce v-am spus până acum s-a referit la perioada 1-10 iulie, pe data de 11 iulie, deci în ziua alegerilor propriu-zise. Actualitatea a avut aceeași politică editorială, a publicat masiv știri, dar numai despre declarațiile reprezentanților BEX și acuzații la adresa PAS. A fost o abordare selectivă, au fost prezentate numai liderii BEX-ului cum și-au exercitat dreptul la vot. Redacția nu a căutat reacții la acuzațiile care au fost lansate. Agora.md a reflectat corect și echilibrat ziua alegerilor, a publicat foarte multe știri, câte o știri la o distanță de 5 până la 15 minute. Toți candidații electorali, toți concurenții au fost prezentați neutru, au fost oferite spații pentru declarații după exercitarea dreptului de vot, au fost tot felul de informații utile despre încălcările sesizate, intervențiile live ale moldovenilor din mai multe țări, persoane din stânga Nistrului care au fost surprinse discutând despre transportarea și mituirea alegătorilor, briefingurile și conferințele de presă ale Comisiei Electorale Centrale și așa mai departe. Gagauzinfo a reflectat ziua alegerilor prin știri neutre, cu informații actualizate despre prezența la vot. Au fost prezentate doar știri despre cum a votat Irina Vlah și un sondaj de tip Vox Populi despre așteptările oamenilor de la aceste alegeri. Niciun material nu a vizat concurenții electorali
sau cum au votat aceștia. KP.media a prezentat, ca și pe tot parcursul campaniei, în mare parte doar blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, sau PAS în context negativ, BEX în context pozitiv, cum a votat Igor Dodon, cum a fost la biserică înainte de a merge la votare. Dintre ceilalți concurenți electorali a relatat doar despre cum a votat Gheorghe Cafcaliuc de la Partidul Pace. Au fost publicate pe parcursul zilei de 11 iulie multiple știri speculative care induceau că ar avea loc coruperea alegătorilor în diasporă sau aceasta ar fi făcută de către deputații PAS, și o să vă dau câteva titluri de știri sau câteva afirmații de la acest portal. Deputat PAS Vladimir Bolea, cardinirul grupul combatant în Căcierăh, gătoviță destabilizația na vâbrăh în Moldove, cu semnul de întrebare. Biuletenii vnosit i vnosit na uceaschi, bardac za graniței papal na video. Може дадут по 50 евро, ято есть и ворба дяста, может дадут по 50 евро на президентских выборах, давали. Скандальное видео, как голосует молдавская диаспора за границей, если ворба де он фалс, который фост дезминтит ультериор, пе он видео чинева фильмата де катре о конационала де ностра дин Франкфурт, au glumit doi tineri atunci când au văzut marea de oameni care aștepta să voteze, iar acest lucru a fost utilizat de către KP.media și alte mijloace de informare sau resurse mediatice pentru a insinua că are loc coruperea alegătorilor. De asemenea, alte titluri: organizovanii transport viasah, moldavski grajdan podvozet cu ceascam, в Испании избирателю показали, за кого голосовать, шаша мы департе. La fel s-a scris că procesul de votare în regiunea transnistriană a decurs liniștit. Newsmaker a reflectat echilibrat ziua alegerilor, procesul electoral pe ansamblu, mersul votării, inclusiv în instituțiile de detenție, diaspora, regiunea transnistriană, declarațiile politicienilor și a concurenților electorali. S-a scris detaliat despre încălcările constatate de Promolex, despre protestul organizat de un grup de oameni, inclusiv combatanți, la intrarea în Varnița și așa mai departe. Noi.media a publicat multe știri în ziua scrutinului, începând de la faptul că primii moldoveni și-au exercitat dreptul la vot, cozile la secțiile de vot din diaspora, de la Varnița, continuând cu mediatizarea votării de către politicieni, declarațiile, cifrele prezentate de CEC și așa mai departe. Realitatea la fel a publicat un număr mare de știri electorale despre presupuse fraude la secțiile de vot pentru cetățenii din stânga Nistrului, ce drept nu s-a referit și la cazurile la care au făcut trimitere unii politicieni din BEX privind acuzațiile de fraudă în străinătate. Sputnik a mediatizat activ ziua alegerilor, a publicat până la ora 21 numai puțin de 58 de știri cu referire la alegeri, au publicat diverse aspecte, a fost în unele știri s-a menționat indirect că Maia Sandu este responsabilă de declanșarea acestor alegeri. Dintre candidații care au fost prezentați cum își exercită dreptul la vot, doar Igor Dodon, Vladimir Voronin, cel puțin trei știri cu fiecare dintre ei, Igor Grosu și Andrei Năstase, au fost prezentați dintre concurenții care au fost în aceste alegeri. Fotografii și imagini destul de multe, cele mai multe cu Igor Dodon și Vladimir Voronin. Timpul a publicat 12 știri electorale în această zi, pe 11 iulie. S-a făcut trimitere la încălcările înregistrate în regiunea transnistreană, declarațiile persoanelor care au menționat că au fost plătite să voteze pentru BEX sau pentru Partidul Ștor, alte știri care s-au referit la votul în diasporă. Despre alți concurenți electorali nu au existat știri și nici despre rezultatele preliminare. Este vorba de ziua alegerilor 11 iulie până la ora 21. Unimedia a reflectat ziua alegerilor prezentând declarațiile concurenților. Mai au fost prezentați și Igor Dodon, Voronin, Usatăi, Țicu, Chirtoacă, Grosu, Chicu, Cafcaliuc, Năstase, Filip, Tauber. Unele din știri au fost însoțite de imagini video.
Așa stau lucrurile în general pentru ziua alegerilor. Iar o concluzie a noastră generală, după monitorizarea perioadei 11 iulie, inclusiv ziua alegerilor, este că 6 din cele 10 publicații monitorizate au prezentat informația dezechilibrat. Au promovat, direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, agenda unor concurenți electorali și nu au fost altceva decât surse mediatice, portavoci ale respectivilor concurenți. 2 din cele 10 publicații, Actualități și KP, au promovat deschis, direct, masiv, BEX-ul, defavorizând cu aceeași intensitate concurentul electoral PAS pe președinta Maia Sandu. Cele 2 publicații au avut un comportament practic aproape identic, foarte asemănător. În același timp, atât pe segment, pe partea care ține de promovarea exponenților PSRM și a BEX-ului, cât și pe partea de plasare a PAS-ului în contexte defavorizante. Replica celor vizați în foarte multele acuzații care au fost pe aceste 2 portaluri nu a existat, din păcate. Alte 3 publicații, Noi, Sputnik și Unimedia, deși mai discret, au plasat mai des în contexte favorizante BEX-ul, iar în contexte defavorabile PAS. Sputnik și Unimedia au defavorizat vizibil și concurentul electoral AUR. O publicație, Timpul, a promovat agenda electorală a concurentului AUR, defavorizând și discreditând alți concurenți, în special PAS, BEX, dar și blocul Renato Osată și Partidul Șor. Politica editorială a rămas, din păcate, la acest portal tendențioasă, evenimentele au fost de campanie prezentate selectiv, cu atitudine lipsită de echidistanță jurnalistică. 2 publicații, Agora și Newsmaker, au avut o politică editorială echilibrată în raport cu toți concurenții electorali, fără a favoriza sau defavoriza pe cineva. Agora a avut cea mai echidistantă atitudine în raport cu evenimentele electorale și cu concurenții. Newsmaker a fost singura publicație care a citat în materialele publicate toți concurenții electorali înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate. Portalul regional Gagauz.info a acordat o atenție insignifiantă campaniei electorale, publicând un număr extrem de mic de materiale cu referire la acest subiect. Și cel de-a 10-lea portal, realitatea.md, a reflectat campania electorală prin oferirea spațiului un număr mare a concurenților electorali, dar a admis în mai multe rânduri favorizări și defavorizări, comentarii unilaterale, declarații fără replică, etichetări și, în ultima perioadă, și publicitate electorală mascată. Acestea sunt concluziile noastre din raportul numărul 4, care a vizat perioada 1-11 iulie 2021. În scurt timp, acest raport va apărea pe pagina web api.md, dar și pe pagina alegeliber.md, pagina Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte din Moldova. Rezumatele vor fi publicate în câteva zile, vor apărea și în limbile engleză și rusă. Asociația Presei Independente va realiza și o compilare a acelor rapoartelor de monitorizare într-un raport final pe toată perioada, de la 1 iunie până la 11 iulie 2021, iar acest raport de asemenea va fi făcut public și va fi transmis inclusiv pe adresele electronice ale celor 10 portaluri monitorizate de noi în această campanie electorală. Am încheiat raportul. Dacă sunt întrebări, răspund cu drag. Din câte îmi dau seama, nu sunt întrebări. Dacă vor apărea, ne puteți oricând găsi la Asociația Presei Independente, adresa electronică api@api.media. Eu vă spun la revedere, numai bine!